Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Iată pentru început titlurile ediției. Meteorologii au actualizat mesajul de avertizare în ceea ce privește valul de căldură care s-a abătut asupra țării noastre și județul Argeș este sub atenționare, dar doar în partea de sud. Medicii vă recomandă să nu ieșiți din casă între orele 11-18 și să vă hidratați și să vă protejați împotriva razelor solare. Mai multe despre ceea ce spun specialiștii imediat în Observator. Peste 120.000 de români care poartă numele Sfântului Ilie își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Avem în continuare cod galben de caniculă. Meteorologii au actualizat mesajul de avertizare în ceea ce privește valul de căldură care s-a abătut asupra țării noastre. Și județul Argeș este sub atenționare, dar doar în partea de sud. Conform specialiștilor, temperaturile vor atinge 35, chiar 37 de grade Celsius, iar indicele de confort termic va depăși punctul critic de 80 de unități. Cod galben înseamnă temperaturi care vor ajunge chiar și la 37 de grade Celsius. Mare atenție la umbră! Specialiștii au prelungit pentru sudul județului nostru avertizarea de caniculă și au păstrat cod portocaliu pentru județele Mehedinț și Dolj. Dacă vremea va continua să fie caniculară și temperaturile să crească și mai mult, există posibilitatea ca meteorologii să actualizeze atenționarea. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși cele 80 de unități. Conform specialiștilor, canicula va continua atât luni cât și marți și de miercuri există posibilitatea ca valul de căldură să se intensifice și în timp ce în sudul țării sunt temperaturi extrem de ridicate, în nord avem furtuni și fenomene aflate la polul opus, ploi foarte puternice, vijelii și chiar grindină. Nu ieșiți din case între orele 11-18, este atenționarea medicilor. Hidratați-vă și protejați-vă împotriva razelor solare, spun specialiștii. Chiar dacă nu au fost foarte multe cazuri de solicitări la ambulanță din cauza căldurii, sunt persoane care nu ascultă sfatul medicilor. Este extrem de periculos, mai ales pentru copii și cardiași, să se expună în orele amiezii la soarele foarte puternic. Chiar dacă medicii spun foarte clar să evităm să ieșim între orele 11-18 din case, sunt foarte mulți piteșteni care nu respectă indicațiile. Nu mi se poate întâmpla chiar mie, este ceea ce își spun foarte mulți dintre cei care înfruntă, fără să aibă treburi urgente de rezolvat, temperaturile și de peste 37 de grade Celsius. Astăzi, la orele amiezii, în centrul orașului, erau foarte multe persoane. Piteștenii au făcut coadă la izvoarele din oraș. Să ieșiți între orele 11 și 18. Știm, dar e prima zi de concediu și am avut de rezolvat niște treburi și... Aveți o sticlă de apă la dumneavoastră? Da, dar a rămas fat aici. N-am stat prea mult. Am fost în parcul Ștrang și a trebuit să plecăm că am văzut 36 de grade. Într-adevăr, între orele 11 și 16, 18 știți că nu este indicat să stați în soare. Da, așa este. Eu evit totul, dar... Sunt obligat pe o parte că am copilul lângă mine, nepoțica și trebuie să merg cu ea. Ieșim de nevoie, nu ieșim la plimbare, mai avem treburi în oraș. Consumați suficiente fructe și legume? Da, și apă, și fructe și legume și apă. Dar protecția de pe cap, cum ne sfătuiesc medicii? Asta e. Nu vă protecție. Să vi se facă rău? Da, dar sperăm să ajungem mai repede acasă, să scăpăm de căldură. Ne băgăm la umbră. Se respectă aceste sfaturi pe care le dați dumneavoastră, din ce ați observat până la urmă de-a lungul anilor, pentru că sunt extrem de importante aceste sfaturi, adică nu le dați degeaba. Unii oameni au început să înțeleagă că sfatul medicului nu este în zadar. Sunt însă și persoane care consideră, cum considerăm noi românii, nu mi se poate întâmpla nimic mie, tocmai mie. Și din acest motiv mai găsim persoane care sunt căzute pe stradă exact la orele amiezii, când ar trebui să fie la umbră, hidratate, în liniște și în repaus. Tocmai de aceea medicii fac din nou apel la argeșeni. Respectați sfaturile medicilor pentru că organismul uman este foarte sensibil la temperaturile foarte ridicate ca cele din această perioadă. În perioada aceasta caniculei să consume multe lichide, să mănânce multe fructe, să consume multe iaurturi, să-și ia măsuri de precauție când ies pe stradă, să evite orele între 11 și 18, să evite orele acestea de a ieși pe stradă dacă nu au o treabă absolut necesară, da, o problemă absolut necesară pentru care să iasă pe stradă, mai ales vârstele limită, copiii și vârstnicii, să se îmbrace în culori deschise, să poarte întotdeauna ceva pe cap și să nu uite să poarte la dumnealor o sticlă cu apă.
Valul de căldură care s-a abătut asupra României va mai ține, spun specialiștii. Există posibilitatea ca temperaturile să urce și mai mult de 37 de grade Celsius, cât s-a înregistrat în aceste zile. Peste 120.000 de români care poartă numele Sfântului Ilie își sărbătoresc pe 20 iulie ziua onomastică. Credincioșii au mers la biserică pentru a se ruga, iar cei mai mulți dintre ei au păstrat obiceiurile pentru a avea sport tot anul. Astăzi, ca în fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. În timp ce asfaltul se topește de căldură, iar vremea de afară se anunță în continuare caniculară, nu ne rămâne decât să credem că astăzi, pe 20 iulie, Sfântul Ilie, cel care aduce ploaia, ne va mai răcori puțin. Ziua de 20 iulie este una plină de ritualuri, superstiții și tradiții, însă cea mai cunoscută este aceea că Sfântul Ilie este aducător de ploi și este ocrotitorul recoltelor. Lumea vine la biserică chiar și în aceste zile în care este foarte cald. De asemenea, avem numeroase biserici care poartă hramul Sfântului Proroc Ilie. Sunt, deci, numeroase tradiții, numeroase obiceiuri în popor în această perioadă, dar cea mai importantă este aceasta, că el este cel care ne aduce ploaie într-o perioadă a anului, în luna iulie, cunoscută de drept lună de cuptor, nu-i așa? Dacă unii credincioși au mers încă de dimineață la biserică și au participat la slujbă pentru a se ruga atât pentru familie cât și pentru apropiați și pentru recolte, sunt și persoane care au uitat de Sfânta Sărbătoare. Nu cunosc dumneavoastră. Știu că e Sfântul Ilie. Dar ce știți despre Sfânt? Ce tradiții sau obiceiuri ați auzit din bătrâni? Nu mai știu, sunt și cam bolnavă, nu mai țin minte. Nu. Ați fost astăzi la biserică? Nu am fost. Și după cum spune cunoscutul proverb, cine nu are un bătrân să-și cumpere, o bătrânică ne-a împărtășit tradițiile care se practică astăzi. Știți că astăzi este Sfântul Ilie? Da. Ați fost la biserică? Am fost. Ce superstiții și tradiții, ritualuri știți că se practică astăzi? Păi, e de Sfântul Ilie. Astăzi o făcea porumb, piert, să împărța, să... multe. Știți că aduce ploaia? Mai mult sora lui. Mai mulți fermieri din comuna Bradu trăiesc un adevărat coșmar. Culturile scăpate de la secetă sunt acum decimate de hoți. Aceștia acționează de regulă noaptea și fură cu căruțe sau camionete tot ce le pică în mână. După o carieră în poliție, Gabriel Matei s-a gândit să se apuce de agricultură. Nu s-a gândit însă niciun moment că îi va fi atât de greu. Bărbatul spune că, indiferent ce ar face, nu își poate proteja culturile de pe cele 200 de hectare pe care le are concesionate de hoții care fură masiv. Cultura a fost până aici. Până în mare, până în Buzău. Da, așa a ajuns acum. După ce se vede, sunt numai urme de căruțe și de mașini. Fără ori cu mașinile, ori cu căruța. Așa, după urmele de aici, vă dați seama că e tranzitat. Păi uitați-vă și dumneavoastră, așa ar trebui să arate, nu? Ce fură de aici, de regulă? Porumb și în partea cealaltă avem triticale și aici o văz. Tot de teama hoților, oamenii au hotărât să recolteze mai devreme ovăzul, chiar dacă planta nu a ajuns la maturitate. Să-l taie ca să nu-l fure. Nu l-am recoltat, l-am cosit ca să nu-l mai fure. Am fost nevoit decât să-l trăierăm, l-am cosit și îl facem baloți, că altfel nu mai luăm nimic. Din cauza hoților care acționează foarte des, dar și a ciobanilor veniți aici în transhumanță, în anumite zone plantele nu s-au dezvoltat normal. Noi, de fapt, suntem atacați în două părți, odată de hoți și odată de ciobani. Cu stânele care pășunează oile pe culturile noastre. Primăria știe situația asta, despre ce vorba, și ne acordă tot sprijinul. La poliție, la Bradu, la fel, ni s-a acordat tot sprijinul. Disperați, oamenii s-au adresat autorităților și au făcut nenumărate plângeri la poliție. Încercăm să limităm acest fenomen, încercăm să facem pândeie în continuare cu Poliția Națională, cu Poliția Locală și încercăm să cât de cât să oprim acest lucru. Pagubele înregistrate de fermierii din Bradu până acum depășesc 30.000 de lei. Presa a suferit un derapaj incredibil de la principalele ei funcții, iar acum este contaminată de celelalte puteri în stat. Este declarația, culmea, chiar a unui membru al CNA-ului. Radu Herjeu, numit în februarie la CNA, a făcut zilele trecute o vizită în județul nostru și a trecut și pe la Antena 1 Pitești. Acesta a condamnat implicarea politicului atât în presă cât și în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului. Din păcate, în România, presa a devenit un jucător.
Deci nu mai e observatorul care spune, fii atent, că acolo nu e regulă, acolo nu e regulă, relația dintre voi nu e regulă, relația dintre voi și cetățean nu e regulă, nu. Presa a devenit un jucător, ceea ce nu e regulă, din punctul meu de vedere. Nu e regulă pentru că, devenind un jucător, este contaminată de celelalte puteri. Și încep să se creeze niște legături, niște interdependențe cu celelalte puteri, care de multe ori o împiedică să-și îndeplinească rolul pe care eu cred că ar trebui să-l aibă. Mă zic, sunt oameni care probabil m-ar contrazice și care ar spune, ok, e foarte în regulă ca o televiziune să fie direcționată politic. Ce adică... face CNA-ul, având în vedere, iată, această direcționare a televiziunilor și până la urmă, părerea mea este că s-a ajuns undeva mult prea departe. Acum, CNA-ul, ca și televiziunile, ca și toate celelalte instituții din acest stat, nu puteau sau nu putea fi într-un clopot de sticlă unde să nu pătrundă politicul. Sistemul de numire a membrilor, de fapt de numire, că numirea o face Parlamentul, deci, dar de propunere, corect, a membrilor, mie nu mi se pare în regulă. Adică eu mi-aș dori ca la să aibă oricine posibilitatea de a fi propus, urmând ca Parlamentul, sigur, să-și dea votul. Dar sunt convins că sunt o mulțime de oameni, oameni din televiziune, oameni de cultură, corect, profesori, care ar avea ceva bun de spus și de făcut în CNA, dar pe care nu-i propune nimeni, pentru că n-ajung în atenția celor care pot face propuneri, adică a președintelui, a guvernului, a Camerei Deputaților și a Senatului. Dacă ați făcut cumpărături de ziua copilului, aveți șansa să fiți unul dintre câștigătorii extragerii loteriei bonurilor fiscale. Duminica a avut loc o nouă extragere, iar dacă vă aflați printre norocoși, bonul câștigător este în valoare de 509 lei. Duminica a avut loc prima extragere lunară a loteriei bonurilor fiscale, aferentă bonurilor din luna iunie, și ulterior vor fi desemnați maximum 100 de câștigători printr-o altă extragere, fondul de premiere fiind tot de 1 milion de lei. Bonurile fiscale din data de 1 iunie, în valoare de 509 lei, sunt câștigătoare la prima etapă a loteriei bonurilor, urmând să participe la o nouă extragere dacă vor exista mai mult de 100 astfel de câștigători. La extragere au participat toate bonurile fiscale emise în perioada 30 iunie. Rezultatele vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Cei care au bonuri câștigătoare trebuie să depună cererile de revindicare tot într-o perioadă de 30 de zile de la extragere, cu bonul fiscal câștigător în original, alături de copia actului de identitate și de o cerere la orice administrație fiscală din structura ANAF. Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat, respectiv logotipul și seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii, precum și numărul de ordine. Fiecare unitate teritorială ANAF va elibera o copie a acestora cu mențiunea conform cu originalul, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru bonurile din luna iulie, extragerea loteriei se va organiza în data de 16 august. Peste 1500 de spectatori au urmărit pe viu pe foste glorii ale echipei Aro Câmpul Lung, care a făcut performanță în Liga a doua. Gala fotbalului mușcelean, 20 de ani de la promovare, a adus pe gazon foarte mulți jucători iubiți de fanii din Muscel. Organizatorii au reușit să bucure publicul spectator cu un regal fotbalistic în care vedetele au fost foste glorii ale echipei Aro Câmpul Lung, care au avut rezultate notabile în Liga a doua. Un alt fotbalist valoros care a evoluat apoi la nivel și mai înalt, nu doar la Câmpul Lung. Aplauze pentru unul dintre cei mai inimoși fotbaliști. Aplauze pentru Ionuț Bălan. De la Câmpul Lung a plecat, a jucat la Dinamo, a jucat la UTA. Lovitura de start a fost dată de Gica Dobrin, soția marelui fotbalist Nicolae Dobrin, care a antrenat alături de Ion Oblemenco pe mușcelul Câmpul Lung. Mie
amintirile mă răscolesc și de-abia mi le stăpânesc. Leagă foarte multe amintiri pentru că așa cu 20 de ani am participat în formație completă la, la promovare. Astăzi, nu mai pot să vorbesc de emoții, pionul principal lipsește, dar le mulțumesc celor care nu-l uită și mă ține pe mine prezentă în amintirea lui. Eu cred că trebuie să apreciați acești oameni care mai fac așa ceva. Sunt momente frumoase, se reîntâlnesc, ne aducem amintiri și să ne bucurăm că le avem. Că în curând nu o să mai avem nici amintiri și este foarte grav. Disputa dintre cele două echipe formate din foști jucători de la Mușcelul i-a încântat pe spectatori care au aplaudat fiecare dribling reușit de favorite. A fost o perioadă a vieții mele foarte bună aici, chiar dacă a fost scurtă, de aici am plecat la Dinamo București. Mă bucură foarte mult acest eveniment pentru că e o propagandă foarte bună fotbalului care trebuie să devină din nou un fenomen social. Copiii să meargă la stadioane, să joace fotbal, astfel încât să avem bazine mari de selecție pentru a crește valoarea fotbalului românesc. Este un lucru foarte frumos, nu mă așteptam să întâmple așa ceva. Eu am mai jucat 4 ani la Vâlcea și în fiecare an se face reuniune în fiecare an. Și este foarte frumos. Mă bucur că s-a făcut și aici la Câmpul Lung și sper să continue în fiecare an. M-am întâlnit cu foarte mulți elevi pe care am avut, care a fost super mulțumit de perioada respectivă în care am avut rezultate foarte bune cu ei. Și de aici, perioada aceea, au plecat și jucători la echipe, și la echipa națională, și la echipa Dinamo, și la Astra, că Ploiești, că la vremea respectivă, Miga și așa mai departe. Deci am avut o contribuție, bineînțeles, pe lângă conducerea de aici, am avut o contribuție extraordinar de bună, încă am avut încredere în ei și chiar m-am bucurat enorm de mult. După 20 de ani de la promovare, eu am și participat atunci la acea promovare, am și jucat în acel joc, o deosebită plăcere și vă dați seama că plăcerea e cu atât mai mare când ne revedem cu foști colegi, foști elevi, să spun așa, și un eveniment deosebit. Eu îi felicit pentru organizare, pentru eu știu ceea ce au făcut ca să ne revedem după ața. Ideea n-am avut eu cu această gală, a avut-o Călin Andrei, primarul, și în momentul când mi-a spus-o, am împărtășit-o și a fost, chiar am dezvoltat-o. Și am vrut să o facem pentru că sunt 20 ani de când am promovat cu Gicu Dobrin pe bancă și cu Oblemenco, cu Tănăsescu, cu doctorul Frânculescu de la Craiova și am vrut să o fac și pentru Gicu, în primul rând, pentru că am fost prieten cu el de 40 de ani și multe amintiri am legate de Gicu. Referitor la această gală, am reușit să ducem o mare parte pe aproape toți jucătorii. Până în acest moment nu se știe exact câte serii va avea Liga a doua. Termenul limită până la care se pot înscrie echipele este data de 20 iulie, iar în funcție de numărul acestora se va stabili câte serii vor fi. Până în acest moment s-au înscris 26 de echipe, printre care și CS Mioveni. Conform ultimei adunări generale extraordinare a Ligii Profesioniste de Fotbal, a Ligii 2, în cazul în care se vor înscrie toate echipele sau mai mult de 22, se va merge pe un sistem cu două serii a câte 14 echipe. Vor promova primele două clasate, iar o a treia promovată se va decide în urma unui baraj între ocupantele locurilor secunde din Liga 2, câștigătoarele urmând ulterior să joace încă un meci de baraj cu ocupanta locului 12 din Liga 1. În privința retrogradării, vor retrograda direct locurile 13 și 14 din ambele serii, iar între locurile 12 va avea loc un baraj ce va desemna a 5-a retrogradată. 5 retrogradate în situația în care campionatul Ligii 3 va fi format tot din 5 serii. În cazul în care se vor înscrie 22 de echipe sau mai puțin de atât, se va merge pe un sistem cu o singură serie din care vor promova locurile 1 și 2, iar a treia clasată va susține un baraj cu ocupanta locului 12 din Liga 1. În privința retrogradării în această situație, se va merge pe căderea în Liga 3 a ultimelor 5 echipe din clasament. Totul urmează a se stabili exact abia după 20 iulie, data limită de înscriere a cluburilor în Liga 2. Sezonul 2015-2016 al ligilor a doua și a treia va începe la 29 august, respectiv 28-29 august. Echipele care ar trebui să se înscrie în noul sezon al Ligii 2, 2015-2016. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. La revedere!